Dragă Doamne, Doamne, pe mine mă cheamă Oscar. Am 10 ani, dar mi se zice Bilă și arăt cam de 7. Casa mea e la spital și n-am vorbit niciodată cu tine pentru că nici măcar nu cred că existi. Pe tanti Roz, Doamne, Doamne, n-are rost să ți-o mai prezint. E o prietenă de-a ta, de vreme ce ea mi-a zis să-ți scriu. Problema e că doar eu îi spun tanti Roz. Așa că trebuie să faci un pic de efort să-ți dai seama despre cine vorbesc. A depășit cu mult vârsta pentru a fi o tanti Roz. Vorbește urât și a fost o luptătoare supranumită Bătăușa din Languedoc. Păi dacă nici cu toate indiciile astea, tanti Roz sau Bătăușa din Languedoc, nu te prinzi, Doamne, Doamne, cine e tanti Roz? Ar trebui să-ți dai demisia din funcția de Doamne, Doamne și să te pensionezi. De ce să-i scriu lui Dumnezeu? Pentru că nu te-ai mai simți atât de singur. Dacă o să ajungi să crezi în El, o să te ajute. Lui Dumnezeu îi poți cere curaj, răbdare, răspunsuri la orice problemă și favoruri pentru alții. Tanti Roz, dacă e vorba numai de o dorință pe zi, nu pot să o irosesc. Întâi o să o păstrez pentru mine. Roagă-L pe Dumnezeu în scrisoare să treacă pe la tine. Are un fel foarte special de a-L vizita pe oameni, în gând, în mintea lor. P.S. Doamne, vreau să te mai rog ceva. Aș fi de acord să-mi faci o vizită mică, o vizită în gând. Mi se pare foarte tare, mi-ar plăcea să vii așa pe la mine odată. Sunt disponibil între orele 8 dimineața și 9 seara. În restul timpului dorm. Uneori mai trag un pui de somn și ziua din cauza tratamentului. Dar dacă te nimerești chiar atunci, poți să mă trezești. Ar fi aiurea să ratăm întâlnirea la milimetru, nu? Tanti Roz, de ce lasă Dumnezeu să fim bolnavi? Ori e rău, ori nu prea îl țin puterile. Oscar, boala e ca și moartea. E un dat, nu o pedeapsă. P.S. Doamne, Doamne, pentru azi nu am nicio dorință. Te las să te odihnești. Doamne, Doamne, mâine e Crăciunul. Nu mi-am dat seama până acum că e ziua ta. Acum că suntem prieteni, ce-ai vrea să-ți oferi de ziua ta? La mulți ani, Doamne, Doamne. Tanti Roz mi-a sugerat că împăcarea cu părinții mei a fost un cadou perfect pentru tine. Mie, sincer, mi se pare cam sărăcuț cadoul ăsta. Da, dacă zice tanti Roz, care e prietena ta veche... Dragă Doamne, Doamne, îți mulțumesc că ai venit. Ai ales la țanc momentul, pentru că nu mi-era deloc bine. M-am prins că venise și că mi-mi explicai secretul tău. Privește lumea în fiecare zi de parcă ai privi-o pentru prima dată. Ți-am urmat cu minte sfatul. Contemplam lumina, culorile, copacii, păsările, animalele. Simțeam că trăiesc și mă înfioram de bucurie, de fericirea de a exista. Doamne, Doamne, în ultimele lui 3 zile, Oscar își pusese pe noptieră o pancartă cu un anunț care cred că te interesează. Scrisese așa: numai Doamne, Doamne are voie să mă trezească.